conspirații care n-au nimic și și le pun pe și le lipesc. Deci astea sunt falsuri. Astea sunt toate semne specifice taximetrelor false. Fiind magnetice, foarte ușor să ia să pune pe portieră imediat și omul nu știe ce să urce. Ce să urcă. El nu e originalul. Dar e semnul cu originalul. Da, pentru asta este suspendarea dreptului vehiculului. Pentru orice aplicare de semne neconforme pe o mașină duce la suspendarea dreptului de circulație pe 6 luni. Și asta e real făcut, dar e pus pe furat și pus pe o mașină care nu are nicio treabă cu ce scrie aici. Deci asta e real, dar mașina era... E real, dar mașina nu era autorizată. E pus... E 3,5 de fapt, e maximul admis de lege, dar această amplasare a cifrei lângă literă dă impresia că e 1,35, adică e ceva psihologic de ochi. Ilegal și treaba asta. Lumea zice, nu se uită unde e virgula. Și e o păcăleală. Da. La fel ca și asta. 3,3, omul are impresia că e 13, 1,30 și bai că vede bonul.